Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la o nouă etalare în cărțile de tarot. De această dată avem două variante. Varianta numărul 1, acest nou de pentagrame și varianta numărul 2, împărăteasa. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați, de ce nu, pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Bun, nu uitați că sunt etalări generale, nu personale și nu vi se pot potrivi tuturor. Pentru cei care doriți să ascultați etalări în ceașca de cafea, le găsiți pe canalul de YouTube Citire în Zațul de Cafea. Bun, pentru că sunt două canale separate, unul pentru tarot și unul pentru cafea. Acolo pe canalul Citire în zațul de cafea veți găsi atât etaleri generale cât și etaleri pe Zodii deja sunt postate zodile pentru luna aprilie pentru cei care doriți să le ascultați pentru cei care sunteți mai noi pe acest canal de YouTube în secțiunea playlist acolo găsiți uh, tot felul de sfaturi, de protecție de uh, dragoste și așa mai departe uh, dar este și secțiunea uh, de membership da, de membri unde uh, acolo sunt alte sfaturi da? Deci acum în funcție de fiecare uh, Ce tip de sfaturi dorește să primească Bun, uh, pentru cei care doriți uh, etalări uh, personale cu mine Aveți în descrierea videoclipului număr de telefon Unde mă puteți contacta Chiar și adresă de mail Dacă nu este convenabil pentru voi pentru... Telefon, da, poate să fie și uh, prin pe adresă de mail, da, deci mă puteți contacta fără probleme Etalările personale, bineînțeles, sunt contra cost Bun, dar haideți să trecem la ale noastre și să vedem ce face această persoană la care voi vă gândiți Vă iubește, nu vă iubește, se gândește, nu se gândește Oare cum uh, gândește această persoană sau cum vă vede această persoană pe voi? Hai să începem cu prima variantă, acest uh, nouă de pentagrame. Să vedem dacă persoana la care v-ați gândit când ați ales această variantă vă iubește. Hai să vedem. Wow! Ce se întâmplă aici în cazul vostru? O să încerc să dau așa mult, să pun cărțile așa. Hai să vedem. Aici este posibil să fie cineva născut pe data de 24 a 7, -a, adică luna iulie, sau să fie născut într-o zi de 7 și să aibă în jurul vârstei de 24 de ani, dar nu neapărat. Aceste două cifre, bineînțeles, le puteți combina cum doriți voi. Aici pot să spun că mi este foarte clar, începând cu începutul, cum se spune. A, o să întrebați, în primul rând, ce zodii avem. Păi avem zodia Leu, avem zodia Capricorn, avem zodii de apă, <coughs> avem. Zodia Săgetător, avem Zodii de Aer, da, deci avem destul de multe Zodii. Însă ceea ce vreau să spun eu aici este faptul că aici, voi, pentru ca relația voastră să funcționeze, este necesar să faceți muncă în echipă. Dacă până acum unul a zis, cum se spune, hăi și cea, unul a tras în stânga și unul în dreapta. E clar că lucrurile n-au avut cum să funcționeze, și atâta timp cât se merge pe principiul ăsta, n-au cum să funcționeze lucrurile într-o relație. Aici este nevoie de munca în echipă. Într-adevăr, în relația voastră, în viața voastră. Au intervenit tot felul de obstacole, tot felul de persoane. În unele situații chiar a fost situație de trio, în sens că unul dintre parteneri și-a găsit un alt partener, dar este și o situație în care poate membrii familiei, unuia dintre voi, au intervenit în relația voastră și atunci, bineînțeles că lucrurile nu au stat tocmai cum ați fi sperat de la bun început să stea. Poate că partenerul sau partenera nu v-a acordat suficientă încredere, poate că a ținut mai mult cu familia sa, și atunci lucrurile între voi doi, bineînțeles, că nu au mers așa cum poate voi vă doreați. Însă, ce vreau să spun aici este că dacă voi veți investi, veți acționa în totalitate în ceea ce se întâmplă acum între voi doi, pentru că ceea ce se întâmplă între voi doi în acest moment, cu toate obstacolele și piedicile care vi se pun, e ca un examen. Iar dacă veți depăși acest examen, veți intra într-un domeniu nou și pasionant. De ce spun acest lucru? Pentru că acest examen vă aduce în fața iubirii adevărate. Cea născută din. Conviețuire și acceptarea tuturor defectelor și calităților. În care este momentul în care trebuie să treceți peste începutul relației și să evoluați. Este momentul în care să treceți peste obstacolele relației și să evoluați. Pentru că adevăratul cuplu se formează acum indiferent de cât timp sunteți împreună nu are importanță dacă sunteți împreună cu această persoană de o lună de zile sau poate de 10 ani poate pentru că poate pentru o parte dintre voi acest 10 ani a fost un adevărat examen a fost un adevărat test a fost o adevărată situație din asta destul de compromițătoare însă acum lucrurile încep să se așeze Acum este momentul în care voi puteți trece peste momentele de criză și să mergeți cu capul sus înainte. Dar bineînțeles, doar dacă și cealaltă persoană este de acord să treacă peste uh, toate aceste obstacole. Până în uh, prezent, aveți impresia că ați muncit la această relație, dar fără niciun rezultat, pentru că, așa cum am spus, rezultatele eforturilor voastre se lasă așteptate. Adică, acest rezultat îl veți vedea abia de acum înainte. Uh, și că lupta voastră și răbdarea voastră. Nu rămân uh, nerăsplătite. Aceste eforturi pe care le voi le-ați depus până în acest moment, în această relație, poate până acum vi s-a părut și aveți încă impresia că, indiferent cât luptați în această relație, indiferent câte sacrificiți faceți pentru această relație, uh, nu vor da niciun rezultat. Dar, uite că rezultatul. Uh, S-a lăsat așteptat, dar asta nu înseamnă că acest rezultat nu vine. Într-adevăr, acum este momentul în care voi trebuie să găsiți un echilibru în viața voastră. Un echilibru, pentru că și cred că deja vorbiți și vă gândiți la acest echilibru. De ce spun asta? Pentru că vă gândiți oare să mai fac pași, oare să nu mai fac? Ei, în. Aceste momente în care voi vă gândiți dacă mai merită, dacă nu mai merită și ce alegere să faceți, este perioada în care practic voi vă găsiți echilibru, vă găsiți încrederea în voi și cumva, cum veți acționa pe mai departe. Este uh, cu totul și cu totul sub o altă formă. Dacă până acum ați fost foarte drăgăstoase cu partenerul sau partenera și nu v-a băgat în seamă, acum încercați să fiți un pic mai reci și veți vedea că lucrurile se schimbă pas cu pas în favoarea voastră. Dacă până acum persoana era mai egoistă cu voi, acum voi schimbați un pic tactica și persoana devine mai darnică cu voi, da? Pentru că Aici această persoană nu își dorește să vă piardă. Dar ce este foarte important în această etalare este faptul că aici această persoană se poartă așa cum se poartă cu voi pentru că voi nu aveți încredere în voi, în primul rând, suficientă. Nu aveți um, suficientă putere să mergeți mai departe. Voi, cumva, plângeți foarte mult după această persoană. Um, voi vreți indiferent de greșelile acestei persoane important că se întoarce înapoi la voi ei, voi acum trebuie să adoptați altă tactică și tactica este aceea de a-i arăta un pic de indiferență persoanei în momentul în care voi îi arătați indiferență, atunci această persoană, bineînțeles că se gândește de două ori înainte de a face o năzbâtie, să zicem așa Bun Uh, da, voi aveți impresia că această persoană nu vă iubește, că doar vă rănește, că nu-i pasă cât de mult suferiți, indiferent de suferința voastră. Aici, da, poate să fie o suferință din dragoste, dar poate să fie indiferent o suferință la nivel fizic. Uh, și cumva voi aveți impresia că partenerului sau partenerei nu-i pasă. Ba da! Îi pasă, nu e că nu-i pasă, însă v-am spus unde este problema. Problema este că voi i-ați acordat prea multă importanță. Voi, poate de multe ori, v-ați neglijat pe voi pentru a-i oferi partenerei sau partenerului ceea ce are nevoie. Și această persoană, nu pentru că nu vă iubește, vă iubește în felul său, nu se pune problema, dar pentru că voi i-ați oferit totul, nu știe. Și cum să vă întoarcă toată această iubire și toată această grijă și toată această protecție. De asta v-am spus că în momentul în care voi nu mai oferiți această protecție, în acel moment partenerul vine și vă oferă el protecția lui pe care voi ați căutat-o de foarte mult timp. Într-adevăr, voi, prin comportamentul vostru, ați încercat să-i arătați partenerului sau partenerei să vă ofere ceea ce îi oferiți voi. Doar că acest partener sau parteneră nu a înțeles acest lucru, a înțeles doar că voi sunteți disperați sau disperate după ei sau ele, și uh, nu trebuie să mai facă nimic din toate aceste lucruri. Însă, Acum este momentul în care trebuie să vadă și reversul medalii. Din punctul meu de vedere, așa cum am spus, această persoană nu își dorește să vă piardă sub nicio formă, nu își dorește să rămână fără voi în viața sa, indiferent de obstacolele care sunt între voi doi în acest moment. Uh, fiți atenți la ora 11, fiți atenți peste 11 zile, uh, 11 ore, 11 zile, da. De ce spun acest lucru? Pentru că uh, veți primi un mesaj sau chiar veți uh, va fi așa o nu neapărat că un mesaj sau că se reîntoarce neapărat la voi, dar va fi o sclipire pentru voi care vă ajută să mergeți mai departe și nu doar ca să vă, că vă ajută să mergeți mai departe, dar cumva veți începe să-i arătați un pic de indiferență, iar în momentul, ceea ce spuneam puțin mai devreme, în momentul în care voi vedeți aici, îi arătați un pic de indiferență, în momentul ăla, el vine înspre voi. Da? Pentru că uh, până acum a fost situația invers. E, în, acum trebuie să uh, faceți exact cum s-a purtat el sau ea cu voi, și mai apoi veți ajunge pe acest drum în care veți merge împreună. Dar până atunci, bineînțeles că mai aveți un pic de făcut anumite sacrificii, este bine să vă rugați la Arhanghelul Nicolae, Sfântul Nicolae, ceva de această natură, pentru bunăstarea voastră, pentru că, da, aici pot să spun că au existat și anumite persoane care poate au făcut anumite, nu neapărat să le zicem ritualuri, dar le putem zice niște afirmații de a atrage persoana și a o de voi, de ceva de această natură, nu ceva foarte de durată foarte lungă, dar ceva care totuși să vă ține la distanță și să ține această persoană rece cu voi. În momentul în care vă rugați la acest Sfânt Nicolae, în momentul acela lucrurile veți vedea că se așează, mai ales dacă mai faceți și niște sfaturi de protecție, atât pentru voi cât și pentru casa voastră, veți vedea anumite schimbări, schimbări de stabilitate, schimbări care sunt bine venite. Ar fi bine să țineți cont de cifra 36. Dacă voi începeți niște sfaturi sau ceva de curățare a casei, nu știu, să stropiți casa cu apă sfințită sau orice, de, sau cu tămâie, da? peste 36 de zile, la fel veți primi un semn că lucrurile se schimbă și se schimbă în bine. Este bine să și țineți cont de treaba asta, nu știu, vă puteți nota în calendar, vă puteți nota pe telefon unde vreți voi și începând de când vedeți videoclipul, dar nu de când, doar de când vedeți videoclipul, ci foarte important de când începeți să faceți sfaturile de protecție, că lucrurile între voi și persoana dragă se schimbă. Așa cum spune titlul talării dacă să vedem dacă persoana te iubește sau nu te iubește. Da, aici sentimente există de iubire, nu se pune problema. Această persoană chiar este o persoană foarte iubăreață. Această, această persoană la care v-ați gândit, bineînțeles că este o persoană, așa cum am spus, care vă iubește destul de mult, e o persoană destul de pasională și e o persoană care știe totuși, știe să ofere grijă, dar nu oferă acea grijă până nu este lăsat să ofere grija respectivă, pentru că voi cred că prea ați cocoloșit această persoană și n-a avut această Ocazie să vă ofere și, uh, grija sa Ei, Iar acum lucrurile într-adevăr se se schimbă între voi doi Și această persoană într-adevăr o să vă arate că vă iubește și a, va avea grijă de voi Vă oferă protecție, siguranță și așa mai departe Dacă sunteți uh, despărțiți de această persoană o să vină la voi Că de asta v-am și spus un pic de atenție la cifrele pe care le-am spus Faceți sfaturile de protecție și lucrurile uh, se vor rezolva Eu cam atât am avut de spus pentru voi cei de la prima variantă Și am să trec și la varianta cu numărul 2 Și anume această împărăteasă Să vedem dacă persoana la care voi vă gândiți vă iubește Te iubește? Oh, Mi-au căzut două cărți pe jos Da, văd că și această persoană are sentimente pentru voi. Bun, hai să vedem. Da, avem și îndrăgostiții aici. Deci, este o etalare destul de frumoasă și varianta cu numărul 2, că tot mi-a spus că fac numai etalări negative, uite că mai fac și pozitive. E în funcție de cum iasă cărțile, nu în funcție de cum vreau eu. Dar... Na. Nu întotdeauna tot. Uite, și la voi se repetă prima carte din aceste, dintre aceste cărți, la fel ca la prima variantă. Dar totuși sunt unele destul de schimbate. Bun, și hai să vedem ce și cum. Bun. Păi, în primul rând, aici văd că cred că voi sunteți destul de confuze sau confuzi în legătură cu această persoană la care v-ați gândit în momentul în care ați ales această variantă, pentru că este posibil ca această persoană la început să fi purtat foarte frumos cu voi, foarte bine, foarte, 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 foarte însă dintr-o dată parcă nu mai este aceeași persoană sau chiar, poate chiar a, a plecat din peisaj și nu înțelegeți de ce pentru că nu ați greșit cu nimic, nu s-a întâmplat nimic rău între voi doi și așa mai departe însă ideea este că această persoană este o persoană destul de șireată. este o persoană care din punctul meu de vedere în viața sa mai există o altă persoană și cumva e clar că are nevoie de această pauză pentru a înțelege ce se întâmplă de fapt cu el sau cu ea. Este posibil, într-adevăr, să fiți la începutul unei relații, dar în același timp, totodată, este posibil să nu fiți chiar la începutul relației, dar poate că... Nu ați știut de cealaltă persoană, sau chiar dacă ați știut, poate că ați ignorat, în speranța că această persoană se rămâne cu voi, da? se reîntoarce la voi, rămâne cu voi și așa mai departe. Însă, acum această persoană se gândește destul de serios să facă o alegere. Iar în această perioadă trece prin această perioadă de circumspecție, prin această perioadă în care gândurile sale sunt îndreptate destul de serios. Oare ce să facă? Pe cine să aleagă? La cine ține? La cine nu ține? Cu cine se simte bine? Cu cine nu se simte atât de bine? Cu față de cine are mai multe sentimente? Și așa mai departe. Aici, n-am spus într-adevăr zodiile, dar aici predomină zodiile de apă, zodiile de aer dar și zodiile cornute și la zodiile de aer predomină destul de mult zodia gemeni. Pe lângă asta, voi din cauza acțiunilor acestei persoane sunteți foarte confuze și în confuzia voastră vă întrebați Oare această persoană are într-adevăr sentimente față de mine? Oare această persoană mă iubește? Oare această persoană se mai gândește la mine și așa mai departe? Sunteți într-o continuă uh, gândire la persoana respectivă. Uh, de, uh, vă gândiți că această persoană v-a mințit foarte mult, vă gândiți că a portat o ad, uh, mască în, uh, cu voi, da? în relația cu voi uh, și acum voi ați descoperit adevărata față a acestei persoane sau poate chiar urmează să descoperiți acest lucru. Poate că voi încă nu știți că în viața acestei persoane mai există altcineva uh, și urmează să descoperiți sau uh, orice altă încurcătură de care voi încă nu ați aflat. Și bineînțeles că vă simțiți mințite, trădate, înșelate și așa mai departe și bineînțeles că pe bună Dreptate. Cumva aici urmează, așa cum am spus, o perioadă în care inclusiv voi vă veți gândi destul de bine dacă mai primiți sau nu mai primiți această persoană înapoi. Uh, Într-adevăr. Uh, Vă gândiți să primiți această persoană înapoi pentru că, totuși, v-a oferit momente frumoase, plăcute, v-ați simțit bine în compania acestei persoane, nu doar la nivel fizic, cât poate și la nivel intim. Și chiar dacă în viața voastră ar apărea acum o altă persoană nouă, nu cred că ați fi suficient de disponibile sau disponibil să primiți persoana respectivă. De ce? Pentru că încă nu sunteți vindecați sau vindecate de această persoană. Într-adevăr, încă mai treceți prin destul de multe nebuloase și destul de multe astăzi îl vreți înapoi, mâine nu îl mai vreți, astăzi parcă îl iubiți, mâine parcă îl și tot așa, dar până la urmă lucrurile se clarifică și se vor clarifica în favoarea voastră, Uh, pentru că sunteți îndrăgostiți amândoi unul de celălalt, amândoi vă iubiți, amândoi uh, aveți anumite sentimente, anumite trăiri uh, unul față de celălalt. Doar că aici trebuie să țineți un pic cont că această persoană este o persoană un pic cam toxică. De ce spun că este un pic cam toxică? Pentru că este o persoană care își dorește să dețină controlul. Este o persoană, da, într-adevăr, poate să pară o uh, persoană familistă, poate să pară o persoană care îți oferă protecție, dar aceste lucruri nu vin... Uh, nerăsplătite sau neplătite, ci această persoană este destul de posesivă, geloasă și așa mai departe. Dar, bineînțeles că acum fiecare dintre voi cum puteți accepta sau nu această persoană în viața voastră. Vești de la această persoană veți primi foarte curând. Aici la voi cred că este o dată de 12. Avem inițiala B, avem o floare care înseamnă vești, vești bune din partea acestei persoane față de voi. Și aceste vești pot veni chiar peste 5 puncte. Și pot veni însoțite de un buchet de flori. Doar că puțină atenție! De ce? Pentru că. Aceste vești și acest buchet de flori care vine înspre voi nu vine întâmplător, ci vine pentru a vă împăca cu această persoană. Însă, în momentul în care această persoană vede că nu vreți să vă mai împăcați cu el sau cu ea, ar putea să fie un adevărat șarpe. Da? Deci, mare grijă! Dacă primiți buchetul de flori, în ce sens îl primiți? Pentru că această persoană va înțelege că dacă primiți buchetul de flori sau îi răspundeți la mesaje, este ca și cum vreți împăcarea cu el sau cu ea, indiferent cât de mult îi spuneți voi nu. Această persoană nu știe că atunci când spui nu, chiar dacă îi răspunzi unui om frumos, că te gândești să nu-l jignești, să nu-l umilești și așa mai departe, și răspuns frumos, da, această persoană nu înțelege. Această persoană înțelege doar în momentul în care știi să îi răspunzi pe limba lui, adică destul de dur și destul de critic, tare și așa mai departe. Da? Deci să-ți vadă că te impui. Până nu te vede că te impui, aceast... nu voi nu scăpați de această persoană, indiferent cât de mult vă doriți acest lucru. Dar da, această persoană are sentimente pentru voi. Nu pot să spun că este o iubire imensă, pentru că această persoană, nu știu dacă uh, știe ce înseamnă termenul a iubi, ci această persoană pot să spun că știe ce înseamnă sentimentul de dominare, de controlare, de posesivitate, de obsesie și așa mai departe, dar nici de cum cuvântul a iubi. Acum, e clar, fiecare dintre voi înțelegeți aceste lucruri așa cum vreți, că pentru că poate unii dintre voi o să-mi spuneți, păi cum, că dacă e gelos înseamnă că mă iubește. Păi aici atunci avem problemă inclusiv și cu voi. De ce? Pentru că gelozia este bună, dar să fie constructivă, nu distructivă pentru că orice persoană este geloasă în felul său, dar important să nu ducă gelozia respectivă la extrem. Da? Pentru că în momentul în care acea gelozie se duce la extrem, atunci este o problemă. De asta vă spun, mare atenție și la cum folosiți termenul gelozie. Este bine să dacă nu îl înțelegeți în totalitate, mai bine să-l studiați psihologic vorbind, da? sau chiar să întrebați un psiholog de ce nu, ce este cu acest termen de gelozie. Și să vă explice dacă nu considerați că nu îl cunoașteți suficient acest termen. Pentru că, e clar, nimeni nu, nu s-a învățat cu termenii respectivi foarte bine, dar pe parcursul vieții v-ați lovit de acest termen de foarte multe ori. Acum există și internet unde puteți să citiți și să vedeți cum vă poate ajuta sau cum vă poate distruge această gelozie într-o relație. Pentru că, da, sunt așa cum am spus, este și gelozie constructivă, dar este și gelozie distructivă. Dar depinde de fiecare dintre voi cine sunt eu să vă dau vouă lecții. Nici o șansă. Nici nu-mi doresc așa ceva. Da? Deci eu doar v-am spus un sfat din partea cărților și atât. Bun, haideți să trecem mai departe. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi, Da, am terminat și cu varianta numărul 2. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă. La revedere!